scunte de povestea. Bani? Astăzi, 28 martie, este o zi importantă pentru orașul nostru, dar în special pentru muzeul nostru. Astăzi se împlinesc 105 ani de la nașterea academicianului Mihai Băcescu, ctitorul muzeului nostru, 20 de ani de când Muzeul de Științele Naturii din Fălticeni a primit numele ctitorului său, Muzeul Apelor Mihai Băcescu, dar și 15 ani de când Colegiul Tehnic, vecin cu noi, a primit numele de Colegiul Tehnic Mihai Băcescu. Activitatea de astăzi, de la mentor la discipol, vrea să scoată în evidență personalitatea profesorului emerit Vasile Ciurea, ctitor de muzeu, în 1914, când nu exista altul în regiunea Sucevii decât acesta, ctitorit de profesorul Ciurea, și discipolul său, Mihai Băcescu. Născut la 22 august 1883 la Fălticeni, copilăria și adolescența și le petrece în ambianța acestui orășel patriarhal cu Nunea Sadoveanu, care îndemna o viață multă, dar statornică și chipzuită. După absolvirea cursurilor primare și gimnaziale la Fălticeni, acelor liceale la Iași, până anul 1908 și a licența în științele naturale la Universitatea din Iași, absolvind totodată și cursurile seminarului pedagogic universitar din același oraș. Activitatea pedagogică și-o începe în ianuarie 1908 ca profesor de științele naturii în localitatea Pomârlă la Vindolohoi. Din septembrie 1908 până în ianuarie 1911, îl regăsim ca profesor la un liceu din orașul Bacău, iar din ianuarie 1911 până în septembrie 1943 este profesor de științele naturii la gimnazia Alecu Domici, actual colegiul Nicucare. Animat de un deosebit simț patriotic, urmărește pe plan social-cultural luminarea maselor, pe lângă preocupare de instruire și educarea elevilor săi. În lecțiile sale, în care caută să dezvolte cât mai mult interesul pentru studiu și ambiția elevilor, profesorul Vasile Ciurea îmbina activitatea de la catedră și munca de teren. Astfel, cu multe renunțări, cu multe sacrificii în plan personal și material,
organizează cu elevii excursii cu caracter multilateral, în cadrul cărora aceștia sunt chemați să cunoască și să prețuiască trecutul istoric al țării noastre. Călăuzit de frumoase sentimente și principii, în anul 1914, împreună cu inginerul Diaconovici și Poetorii Platul Gorovei, pune bază Muzeului Regional Păliceni, fiind la acea vreme unul dintre primele muzee regionale din țară. Din manuscrisul profesorului Ciurea, Cum mi-a trecut viața, manuscris pe care îl puteți vedea în expoziția de astăzi, am să prezint pe foarte pe scurt secțiile Muzeului Fălticeilor, așa cum a fost organizat în 1930, în clădirea nouă cumpărată din fața primăriei. Cele peste 7.000 de piese, unele unicate pentru cultura românească, erau expuse tematic pe secții astfel. Secția Documente, la număr peste 600, multe legate de istoricul Târgului Fălticeni și a satelor vecine. Dintre acestea, amintesc, uricile din vremea lui Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare, Petru Rareș și Ieremia Movilă. Secția Fotografii, cu vederi din județ și fotografii ale unor localii dispăruți, care au avut importanță în viața socială și culturală, printre care multe din viața domnitorului Cruza și a familiei sale. La secția Cărți vechi se evidențiază Biblia lui Șerban Catacuzino din 1688 și Psaltirea în versuri a lui Dos Oftei, care fac parte din patrimoniul național cultural. Secția numismatică, un număr mare de monede, dacice, romane, grecești, poloneze, inele de logodna domnitorului Cuza și a doamnei Elena, medalii bătute în timpul lui Cuza. Secția antichități, foarte bogat reprezentată, cu colecții de piese preistorice, vase de lut, basorelievuri cu scripturi runice, figurine de lut antropomorfe și zoomorfe, unelte de os și sile, toate descoperite în stațiunile arheologice de pe întinsul județului. Secția artă plastică, cu tablouri de Ștefan Soldănescu, Aurel Băieșu, sculpturi de Ion Irimescu și Vasile Vasiliu Falcu. Secția etnografică, foarte bogată, cuprindea costume naționale, unelte de muncă, loc de pedeapsă pentru rob. Deosebit de valoroasă, o altă piesă, care a făcut și face și astăzi multă cinste muzeului nostru, este cupeul executat din lemn cu cutitaj de buzunar timp de 35 de ani de fălticeneanul Leon Comino. Acest cupeu a participat la expoziția universală de la Paris din 1937, îl puteți vedea și în expoziția de astăzi. Secția zoologică avea reprezentanți din toate categoriile de mamifere, cranii de zimbru și bouri de pe teritoriul județului, colecții de păsări împăiate. Secția geologică și mineralogică, o bogată colecție de roci fosile și minereuri. Secția botanică, cuprinzând ierbare cu mape cu plante medicinale, specii de cereale, semințe de plante. Secția militară, cuprindea peste 500 de obiecte militare din diferite epoci. Amintesc doar sabia de urmare, încrustații de aur a domnitorului Cuza, primită în dar de la orașul Bârlad, când a fost ales domn al Moldovei și Muntenirii. Despre Mihai Băcescu, omul și savantul, s-ar putea vorbi ore oșiri, fără a epuiza subiectul. Ca o încununare a activității sale, academicianul și-a legat numele de Fălticeni, oraș natal unde a imprimat valorilor culturale, măreție și durabilitate, ctitorind muzeul ce cu onoare poartă numele. Și ca să dăm răspuns la întrebarea de ce Muzeul al Apelor, îmi permiteți să dau un citat din academician, stăpână pe viață, călăuză neclintită pe valea, pe calea cercetării științifice, chemarea apelor mi-a definit precis scopul vieții, studiul animalelor marine și al mediilor în care trăiesc. Chemarea apelor dă glas artei, dorului de ducă, setei de a cunoaște alte tărâmuri, alți oameni. Așa se face că am ajuns pe țărmurile Baltice, mai târziu pe cele ale Mediteranei și Mării Mânicii, spre a ajunge în cele din urmă ca încununarea carierei mele de oceanolog să studiez apele rece ale Pacificului de răsărit, nespus de frumoasele ape ale Mării Caraibelor și ciudatele ape ale Africii tropicale de vest. Închei citatul. Acest templu acvatic, în care ecoul îndemnurilor savantului se confundă adesea cu zbuciumul mării pe care a slujit-o, în care muntele își dă întâlnire cu valul, loc geometric și geografic de maximă incandescență spirituală,
rămâne pentru posteritate parte din moștenirea tenacului cercetător cu vocația universalității. Doamna directoare, într-adevăr, și pe mine mă cumplășesc emoțiile ori de câte ori într-un muzeu apelor. Întotdeauna am un sentiment de mister, un sentiment în care încerc să înțeleg tot ceea ce înseamnă lumea apelor. Am intrat cu plăcere și atunci când eram ca voi, intru cu plăcere și acum. De fiecare dată vreau să le mulțumesc și să felicit întreg colectivul care lucrează în cadrul muzeului. Fac o muncă și o activitate extraordinară, cu resurse limitate, cu probleme. Într-adevăr, muzeul arată din ce în ce mai bine. Gata să primească vizitatori, gata să primească oaspeți, gata pentru tot cei care, asemenea mie, doresc să înțeleagă, cum spuneam, o parte din misterele apelor. Vă invit cu drag să veniți ori de câte ori puteți la Muzeul Apelor, niciodată nu vă veți plictisi, niciodată nu veți considera că ați văzut totul, niciodată nu o să puteți spune că am fost la muzeu, nu mai merg. De fiecare dată muzeul o să vină cu ceva nou, de fiecare dată muzeul o să vă strânească o sumedenie de emoții, o sumedenie de dorințe de a explora, pentru că, într-adevăr, această lume a apelor permanent vine cu ceva nou, atât prin prisma vârstei, cât și prin prisma activității întregului colectiv de aici. Vă mulțumesc, vă felicit pentru... Avocatul apărării? Login Simona. Rog avocatul acuzării să ne spună ce are de reclamat eleva Timea. Clientul meu acuză vitamina C de faptul că prin lipsa ei din organism a determinat apariția bolii numită scorbut. Ce are de spus reclamatul? Din cauza vitaminei C am alemie, rezistență scăzută la infecții, îmi sângerează gingile, îmi cad dinții și sunt obosită.
cunoscută sub numele de vitamina C. Am fost izolată și cristalizată din fructe și legume verzi. În anul 1932 am primit numele de acid ascorbic. Adresa? Fructe și legume verzi în stare proaspătă. Ce fel de adresă este aceasta? Acidul ascorbic face parte dintr-o grupă de substanțe fără de care oamenii nu pot trăi. Acestea au fost numite vitamine. Vitaminele se găsesc în general în fructe și legume verzi, ouă, lapte și carne. Cum pledează apărarea? Vitamina C este nevinovată, onorată instanță. Acuzarea? Vitamina C este vinovată, domnule președinte. Propun să fie audiați martorii acuzării. Alcoolul, cafeaua și țigară. Să intre alcoolul. Onorată instanță, ajupele va frage optimea să uite de necazul. Protestăm, nu vrem să ne despărțim de ea. Să intre alcoolul. Cafeaua. Onorată instanță, eu ajut pe eleva Franciucumea să alunge somnul, oboseala, să poată viziona filme de groază, să se distreze cu prietenii la discotecă, la biliar, până la ore târzii, chiar toată noaptea. Protestăm! Nu vrem să ne despărțim de ea! Ții de țigara! Onorată instanță, ajut pe eleva Franciucumea să pară un om cu preocupări maturi, un om important. Protestăm! Nu vrem să ne despărțim de ea! Onorată instanță, vitamina C este vinovată. Este prea sensibilă la acțiunile oxigenului, se degradează rapid la fierbere, în special în vase deschise nesmălțite și în prezența apei tratată cu clor. Lipsa ei din organism determină apariția scorbutului, boala de care suferă și eleva Franciucumea. Are cuvântul apărarea. Rog reclamantul să ne spună câte legume și fructe a consumat în ultima vreme. Urăsc fructele, lămâie este prea acră, portocala este prea zemoasă și îmi curge pe mâini. Merele și perele au sâmbul. Ceapă și usturoi nu consum, deoarece au miros neplăcut și sunt iunți. Fructele și legume verzi sunt pentru zătoare, nu pentru oameni. Cine se mai uitați la fructe și legume verzi în stare proaspătă? Civilizația tăierea a început să proiecteze orașe spațiale. Mass media este inundată de tot felul de reclame pentru Coca-Cola, snacks-uri, biscuiți, gumă de mistecat și croasante. Acestea sunt alimentele cele mai bune, nu fructe și legume verzi. Cine se mai uitează la fructe și legume verzi în stare proaspătă? Ele trebuie curățate, îngrijite. În plus, oamenii se mai și distrează. O cafea, un coniac, un whisky. De ce nu te desparte de prietenii tăi, alcoolul, cafeaua și țigara? Nu concep viața fără ei, suntem vechi prieteni. Onorată instanță, fumatul reprezintă un factor de risc. Fiecare țigară, fiecare gram de alcool sau cafea micșorează rezervele de vitamina C din organism. În aprecierea necesităților de vitamina C, este necesar să se țină seama de faptul că alimentele pierd prin preparare, conservare și depozitare îndelugată o mare parte din vitamine. Scorbutul este rezultatul unei avitaminoze multicarențiale. În secolele anterioare, scorbutul apărea doar la marinare care călătoreau mult timp pe mare sau la populațiile nordice. Azi scorbutul apare doar la persoane care nu consumă fructe și legume în stare proaspătă, la persoane bolnave de diabet sau care au grave tulburări de absorpție intestinală, la persoane care consumă în cantități mari de alcool, cafea și fumează foarte mult. Curtea se retrage pentru deliberare. Curtea a hotărât. Vitamina C este absolvită de orice acuzație. Este inadmisibil. Din cauza mea tine plăcere, sunt nervoasă, strănut, mă bolnăvesc și am febră. Onorată instanță, eu acuz pe eleva Franciucumea de calomnie. Având în vedere faptele prezentate, consider că eleva Franciucumea este vinovată. Trebuie să consume cât mai multe fructe și legume în stare crudă. Onorată instanță, vă rog să mă iertați de acum. Mă voi împrieteni cu fructele și legumele în stare proaspătă și mă voi despărți de prietenii mei alcoolul, cafeaua și țigara. Protestăm! Nu vrem să ne despărțim de ea! Liniște! Eleva Franciucumea.